Timp de două zile, la drobeta Turnul Severin s-a desfășurat adunarea tinerilor ortodoxi din Episcopia Severinului și Strehaiei. Prezent la această întâlnire, părintele profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a susținut ieri seară la Palatul Culturii o conferință cu tema Viața între risipă de sine și sfințenie. Astăzi, părintele a fost invitatul de onoare al tinerilor care s-au întrunit la mănăstirea Topolnița. Ziua a început cu Sfânta Liturghie și a continuat cu diverse activități. Anul acesta am auzit foarte des spunând că anul dedicat educației tineretului este un an pentru viitor. Este un an dedicat viitorului. Nu, ei sunt și prezentul bisericii, cel puțin tinerii pe care i-am văzut astăzi la Dumnezeiască Liturghie și aseară în întâlnirea de la Turnul Severin, cred cu tărie că sunt prezentul bisericii, sunt parte integrantă a unei biserici care merge mai departe cu fruntea sus. Apoi, cred că va fi important să discutăm împreună, să povestim împreună, pentru că nu e un spațiu în care să ținem lecții. La Topolnița sunt un Nicodim de lecțiile și ceilalți toți care i-au urmat ca stareți și ca părinți duhovnicești. Suntem să învățăm împreună diferența între noi risipiții și noi adunații. Noi cei care vrem să ne sfințim în Hristos, chiar risipindu-ne câteodată, dar risipindu-ne cu sens. Tema este una care cred că răspunde nevoilor tinerilor de astăzi, tinerețea între risipă și sfințenie, pentru că atât de controversată în ultima perioadă, biserica încearcă totuși ca să arate frumusețea trăirii ortodoxiei și să scoată în evidență faptul că deasupra de toate, mântuirea este principalul scop al vieții noastre pe acest pământ. Tinerii de la liceele din Hedinți au fost însoțiți de profesorii lor de religie. Vis-a-vis de activitatea pe grupe, mi-ar plăcea să putem ține minte titlurile Cine sunt eu, fiul risipitor? Cine sunt eu, fiul cel mare? Sau, știu eu, mai e cool să fii creștin astăzi? Toate acestea, concluzând ca în a patra grupă, să vedem care ar fi mesajele pe care biserica ar trebui să le aducă către tineri și mesajele, activitățile prin care ei să se simtă apropiați și chemați să fie în biserică activi și, știu eu, prinși în drumul acesta spre sfințenie și nu spre risipă. Anul acesta, alături de cei aproximativ 150 de participanți, au fost prezenți și profesorii consilieri de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. În principal, din perspectiva educației, asta lipsește educației de acum, faptul că nu are în spate, nu este centrată către valori și există un grup de oameni care se zbat să readucă educația pe această linie a, eu știu, centrării către valori. Bineînțeles că valorile despre care vorbim sunt valori pe care le promovează și biserica și sunt valorile creștine pentru care tinerii trebuie să fie formați. Pentru o mai bună desfășurare a activităților, tinerii au lucrat pe grupe de lucru, după care s-au întâlnit în plen pentru a formula concluziile.